Bun găsit, dragi telespectatori! Ne bucurăm să ne regăsim la răspunsul pentru viață și vă spunem încă de la început că ne-am bucurat dacă ne-ați scrie la adresele de pe ecran afișate la încheierea emisiunii, atât prin poșta clasică, prin e-mail sau chiar prin telefon, dar acest telefon să fie folosit pentru întrebări legate de emisiunea noastră. În ce privește conținutul episodului de față, continuăm răspunsul la extrem de importantă întrebare, cine este Isus? De care, așa cum arătam și în episodul RPV, răspunsul pentru viață precedent, depinde însăși mântuirea noastră. Dorim să evidențiem în acest episod, mai ales faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. De deci, ce întrebarea este cine e Isus? Este El Dumnezeu? În timp ce mulți oameni își pun întrebarea dacă Dumnezeu există sau nu, se pare că doar oamenii needificați asupra mărturiilor istorice, orcei care nu vor pur și simplu să recunoască realitatea, se mai întreabă dacă Isus Hristos a trăit pe pământ cu adevărat. În general, este acceptată ideea că personajul Isus, întemeiatorul creștinismului, a trăit în Israel în urmă cu aproape 2000 de ani. Dezbaterile și controversele aprinse încep însă în momentul în care se pune problema identității lui Isus și mai ales cea de fiu al lui Dumnezeu. Aproape fiecare religie importantă din lume menționează că Isus al creștinilor a fost un profet, un mare învățător sau în orice caz un om credincios. Marea provocare constă în faptul că Biblia învață că Isus a fost infinit mai mult decât un mare profet, un mare filantrop, un învățător bun sau un om sfânt și credincios. Sias Lewis, în lucrarea creștinismul redus la esență, în contextul afirmației lui Isus că deține atributul de a, intra, de a ierta păcatele, a spus, și vom da un citat ceva mai lung, o parte a acestei pretenții tinde să rămână neobservată pentru că am auzit-o de atâtea ori încât nu ne mai spune nimic. Mă refer la pretenția lui Isus de a ierta păcatele, orice păcate. Acum, dacă vorbitorul nu e Dumnezeu, lucrul acesta e atât de deplasat încât e aproape comic. Putem înțelege cum, cu toții că un om iartă greșelile care s-au comis împotriva lui însuși. Mă calci pe un picior și te iert în fur pormoneu și te iert. Dar oare ce putem spune despre un om care afirmă că te iartă pentru că l-ai călcat pe altul pe picior sau pentru că ai furat banii altuia? În cel mai bun caz, această pretenție denotă cea mai stupidă și imbecilă îngânfare. Acestea sunt însă cuvintele lui Isus. El a spus oamenilor că păcatele le sunt iertate fără să ceară părerea celor ce suferiseră din cauza păcatelor lor. El s-a comportat de parcă ar fi fost principala parte vătămată, persoana care a suferit cel mai mult din cauza tuturor faptelor rele ale oamenilor. Lucrul acesta are sens numai dacă Isus era Dumnezeul ale cărui legi au fost încălcate și a cărui dragoste a fost rănită pentru fiecare păcat comis. În gura oric oricărui vorbitor care nu este Dumnezeu, aceste cuvinte nu sugerează altceva decât o prostie și o îngânfare fără egal. Totuși, și lucrul acesta este ciudat, dar semnificativ, chiar și citite de dușmanii lui, evangheliile nu lasă impresia prostiei sau a îngânfării, cu atât mai puțin par ele astfel când sunt citite de cititori obiectivi. Hristos a spus că este umil și zmerit și îl credem. În lumina acestui fapt însă, cu greu răzbat umilința și zmerenia din unele afirmații ale sale. Încerc deci să previn și să împiedic pe oricine ar putea să spună lucrul acesta cu adevărat prostez pe care unii îl mai spun cu privire la Isus. și anume, citat, sunt gata să-l accepte pe Isus ca pe un mare învățător moral, dar nu accept pretenția sa că este Dumnezeu încheiat afirmația, citatul. Nu avem voie și nu putem să spunem logic așa ceva. Un om care n-ar fi decât om și ar face genul de afirmații pe care le-a făcut Isus, nu ar putea fi un învățător moral. El ar fi ori un lunatic de teapa uneia care spune că e un ofiert, ori satan în persoană tu însuți trebuie să alegi. Fie acest om Iisus a fost și este Fiul lui Dumnezeu, fie a fost un nebun sau chiar mai rău de atât. Poți să nu-l asculți considerând că este un nebun. Ai putea să-l tratezi ca pe un demonizat sau din potrivă. Singura alternativă pe care o ai este să cazi la picioarele sale și să-i spui că ți este și ție Domn și Dumnezeu. Deci, să nu mai debităm cu aroganță nonsensul că Isus a fost un mare învățător moral, dar nu și Dumnezeu. Isus nu ne-a lăsat și nici nu a intenționat să ne lase această alternativă. Încheiat citatul din C.S. Lewis, creștinismul redus la esențe. Deci, cine a pretins Isus că este? Cine ne spune Biblia că a fost Isus? Prin excelență, după cum arătam în episodul anterior al răspunsurilor pentru viață, Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Iisus ca fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum afirmă crezul creștin. Dacă luăm versetele 1 și 14 din Ioan, capitolul 1, divinitatea lui Iisus este proclamată fără echivoc. La început era cuvântul sau logosul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar în versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Încheiat citatul din Ioan 1, versetele 1 și versetul 14. Cu toată această prezentare clară din prologul Evangheliei lui Ioan, din cauza faptului că unii își postează propria lor rațiune deasupra ceea ce susține Biblia, se argumentează că Isus nu ar fi afirmat despre sine că este Dumnezeu și că Biblia nu spune acest lucru. Dacă studiem însă problematica cu atenție sporită, vom vedea că Isus, chiar dacă nu a folosit sintagma eu, Isus, sunt Dumnezeu, a susținut cu claritate și chiar cu obstinație, dacă putem spune așa, acest adevăr. Să luăm un prim exemplu și vom lua mai multe exemple din Evanghelia după Ioan. În Ioan, capitolul 10, versetul 30, Isus a spus, citat, eu și Tatăl, una suntem. Încheiat citatul. La prima vedere și după opinia multora, această declarație a lui Isus nu poate fi o revendicare a statutului său de Dumnezeu. Totuși, dacă avem în vedere interpretarea dată de evrei cuvintelor nazarinianului, afirmația aceasta nu a lăsat loc de echivoc, pentru că evrei au spus. Citat, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, o blasfemie și pentru că tu care ești un om te faci Dumnezeu. Încheia citatul din Ioan 10 cu 33. Așadar evreii înțeleseseră foarte bine că Isus prin ceea ce a spus a declarat despre sine că este Dumnezeu. Și ceea ce este de asemenea important e că Iisus nu și-a retras vorbele și nici nu le-a nuanțat sau corectat pentru a-și liniști oponenții de atunci sau pe contestatarii săi de mai târziu. Aceasta indică faptul că Iisus a spus cu premeditare și îndeplină cunoștință de cauză ceea ce a spus. Să luăm un al doilea exemplu. Ioan 8 cu 58 ne spune următoarele. Adevărat, adevărat vă spun, că mai, mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu, încheiat citatul. În alte traduceri e interesant că ultimele două cuvinte din versetul citat nu sunt traduse precum în traducerea folosită de noi, traducerea Cornilescu, cu sintagma înainte sunt eu, ci cu eu sunt. Deci înainte eu sunt. Afirmație mai edificatoare și mai puternică decât în versiunea citată de noi. Și deja am amintit uh, uh, faptul că Dumnezeu, când s-a autodefinit, s-a prezentat uh, la rugămintea lui Moi, s a spus numele meu este Eu sunt. Și aici, dacă cercetăm reacția contemporanilor lui Isus, care, așa cum se arată în versetul următor, au vrut să lapideze pentru blasfemie, înțelegem că implicația celor spuse de Isus a fost foarte clară. Așadar, folosirea de către Isus pentru sine a sintagmei Eu sunt sintagma care spuneam reprezintă numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Exodul 3 cu 14, era corect interpretată de către contemporanii săi. De ce ar fi vrut evreii să-l omoare cu pietre dacă Isus nu ar fi spus ceva despre care ei au fost deplin plin încredințați că ar fi o blasfemie? Respectiv că omul Isus a pretins că este de aceeași esență cu Dumnezeu Tatăl, Iahve. Să mergem în continuare la un al treilea pasaj, tot din Evanghelia după Ioan, de data aceasta, capitolul 18, versetele 4 la 6, care ne arată că Isus nu doar că și-a asumat SIE și numele Eu sunt, ci că această rostire, în contextul arestării sale, a avut un efect care a demonstrat autenticitatea și puterea, forța acestei rostiri. Citat: Isus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis. Pe cine căutați? Ei i-au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ, încheia citatul. Faptul că plutonul care voia să-l aresteze pe Iisus a căzut la pământ în momentul rostirii expresiei eu sunt, denotă forța și realitatea identificării de sine a lui Iisus Chiar dacă statutul acesta Eu sunt, Iahveh, a fost atenuat prin chenoză, prin dezbrăcarea voluntare de către Isus a unor atribute ale divinității atunci când a venit pe pământ. De altfel, în Filipeni 2, capitolul 2, versetele 6 și 7, se spune El, citat El, Isus, Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, chenoza despre care vorbeam, și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor încheiat citatul. Dar să mai luăm încă un exemplu și argument din Evanghelia după Ioan. Isus a pretins că cine îl onorează pe fiul, îl onorează pe tatăl. În Ioan 5 cu 23. În cuvintele, citat, pentru ca tot să cinstească sau să onoreze pe Fiul cum cinsteze pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, încheiat citatul. Cine ar putea să se situeze la același nivel de glorie și de onorabilitate cu Dumnezeu dacă nu ar fi Dumnezeu? De fapt, dacă intrăm la o analiză mai adâncă acestui pasaj din Ioan, versetele 19 la 26. Observăm că Isus a afirmat despre sine că este egal al lui Dumnezeu sau egalul lui Dumnezeu Tată nu într-una, ci în șapte privințe. Și cine vrea poate să urmărească în Sfânta Scriptură, ceea ce eu spun pe scurt acum, subcint. Este egal 1 în lucrare, versetul 19. Este egal cu Tatăl 2 în cunoaștere, versetul 20. 3 în înviere, versetele 21, 28 și 29. Este egal cu tatăl 4 în judecare sau judecată, versetele 22 și 27. Este egal cu tatăl în onoare sau onorabilitate, în al cincilea rând, versetul 23. În sfârșit, în al șaselea rând, în regenerare, versetele 24 și 25 și 7, este egal cu tatăl în autoexistență, versetul 26. Este frumos să găsim acest lucru și această cifră 7 care știm că este cifra desăvârșirii. De altfel, Evanghelia după Ioan este o splendoare să cauți cifra 7, enumerările în, în număr de 7 în această Evanghelie. Se pot face emisiuni la rând de 25 de minute cât ne propunem noi cu, doar cu acest subiect. Tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Marele Învățător afirmă, citat, Cine l-a văzut pe fiul, l-a văzut pe tatăl, încheiat citatul din Ioan 14 cu 9. Și ar mai putea fi menționate multe alte afirmații care nu pot conduce la nicio altă concluzie cinstită decât că Isus și-a asumat statutul de fiu unic al lui Dumnezeu, de aceeași esență sau natură cu Dumnezeu Tatăl. Și mai mult, Isus nu doar că a pretins că este Iahveh, eu sunt, al Vechiului Testament, dar el a arătat că cel care nu crede acest lucru, al nume că Isus este eu sunt, este pierdut pentru eternitate. În Ioan 8, 24, partea B, stă scris, citat, Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre, încheia citatul. Ce avertisment înfricoșător! Să mai observăm că dacă în Ioan 1 cu 1 se proclamă divinitatea lui Isus Hristos, în Ioan 20 cu 28, apostolul Toma, după constatarea că Isus a înviat din morți, ajunge la concluzia logică cu privire la identitatea acestuia, spunându-i lui Iisus, citat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan 20 cu 28. Iar Isus nu l-a corectat pe Toma niciun fel, dovedind că ceea ce Toma spunea era purul adevăr. Mai mult, Isus i-a fericit pe cei care vor ajunge la aceeași convingere ca și Toma, dar nu bazați pe vedere, ci pe credința în ceea ce spune Sfânta Scriptură. Să trecem în revistă în continuare câteva modalități în care divinitatea lui Isus este afirmată și în alte părți ale Sfintelor Scripturi. Apostolul Pavel îl descrie pe Domnul Isus ca fiind, pe Isus ca fiind, citat Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos în Tit, capitolul 2, versetul 13. De fapt, fraza din Tit, care se termină cu această sintagmă, sună în felul următor. Deci Tit 2, 11 la 13. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea atenția slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Încheia citatul. Este atât de clar că Domnul Iisus este numit și Dumnezeu și Mântuitor. Mergem acum la Apostolul Petru. Sigur, citatele și exemplele ar putea fi mult mai multe, dar ne limităm la câteva. Apostolul Petru, pe de altă parte, în consens cu Apostolul Pavel, la 2 Petru 1 cu 1, vorbește despre, citat, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Încheia citatul. Dar mai mult decât orice, însuși Dumnezeu Tatăl mărturisește despre identitatea completă a lui Isus, spunând, citat, pe când Fiul lui i-a zis scaunul tău de domnie Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate, încheia citatul din Evrei 1 cu 8, unde s-a citat, de fapt, Psalmul 45, versetele 6 și 7. Dacă mai apelăm puțin la Vechiul Testament, profețiile cu privire la Hristos, care au anunțat venirea lui în lumea noastră, afirmă de asemenea atât de clar dumnezeirea celui care urma să vină. Spre exemplu, în Isaia 9 cu 6 s-a spus, Căci un copil ni s-a născut. Atenție! Un copil ni s-a născut arată venirea Domnului Iisus Hristos ca om. Ca om, Isus s-a născut. Apoi, un fiu ni s-a dat. Și uh, menționăm că această dare a Domnului Iisus Hristos ca fiu arată uh, că, ca și fiu de Dumnezeu, El nu s-a născut, ci ni s-a dat. Și Domnia, se afirmă mai departe, sau guvernarea, va fi pe umărul lui, îl vor numi. Atenție la aceste adjective, să le spun așa. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare. Oare nu este suficient de clară și puternică această afirmație că cel care urma să vină este Dumnezeu și încă nu orice Dumnezeu, Dumnezeu puternic, Părintele sau originatorul veșniciilor, Domn al păcii. Încheia citatul. Iată deci, după cum a argumentat C.S. Luis în citatul de la începutul acestei emisiuni, că a crede în Isus doar ca într-un învățător moral nu este o opțiune de luat în considerare. Isus a pretins în mod clar și fără echivoc pentru cei care vor să înțeleagă că este Dumnezeu. Și despre el s-a spus în toată scriptura că este Fiul lui Dumnezeu. Dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci ar rezulta că el ar fi un mincinos și în felul acesta s-ar descalifica în a mai putea fi considerat profet, bun învățător sau om sfânt și credincios. În dorința lor de a oferi explicații suplimentare cu privire la cuvintele pe care Isus le-a spus, savanții dacă vreți cu ghilimele sau fără, moderni, au pretins și pretind că adevăratul Isus din istorie nu a spus multe din lucrurile pe care Biblia îi le atribuie. Până la urmă, aceștia recunosc că Biblia îl prezintă pe Domnul Isus Hristos și în fațeta sau profilul de fiu de Dumnezeu. Dar ne întrebăm, cine sunt acești savanți moderni, cine suntem noi să discutăm cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește cuvintele pe care Isus le-a spus ori nu le-a spus? cum ar putea un savant la 2000 de ani după Isus să știe mai bine ceea ce a spus ori nu a spus Isus decât cei care au trăit în preajma lui, care l-au slujit și care au fost învățați chiar de Isus însuși. Vedem aceasta și în Evanghelia lui Ioan 14 cu 26. Și acum, de ce este atât de importantă întrebarea cu privire la adevărata identitate a lui Isus? De ce contează atât de mult dacă Isus a fost sau nu Dumnezeu? Cel mai important motiv pentru care Isus trebuie să fie Dumnezeu este că dacă nu ar fi Dumnezeu, atunci moartea sa nu ar fi fost suficientă pentru plata păcatelor întregii lumii. 1 Ioan 2 cu 2 Numai Dumnezeu putea plăti o astfel de pedeapsă infinită conform Roman 5 cu 8, 2 Corinteni 5 cu 21 Isus a trebuit să fie Dumnezeu pentru a putea plăti pentru pedeapsa noastră. Isus a trebuit însă să fie și om pentru a putea muri pentru noi. Aici mă opresc puțin și vreau să vă spun că la un moment dat am avut o discuție cu o profesoară, pusese la Tărgumuriș într-un spital, eu am vizitat, era în perioada comunistă, am vizitat pe cineva la spital, m-a auzit vorbind despre Dumnezeu și această profesoară m-a chemat la patul dânsei și mi-a zis, domnule, eu nu știu să cred, să nu cred în Dumnezeu. Dar zice, am o întrebare. Cum se face că Dumnezeu și-a trimis pe unicul lui fiu pe pământ? Păi de ce l-a trimis pe unicul lui fiu? De ce n-a trimis o altă persoană să vină pe pământ? La care eu, preluând informația că este profesoară, i-am zis, dați-mi voi să vă răspund matematic la întrebarea dumneavoastră. Noi suntem o cantitate finită, un amic. Am păcătuit împotriva infinitului, care se scrie ca un O pe, pe orizontală. Ar fi trebuit să suferim o infinitate de timp pentru că a mic înmulțit cu infinit, egal infinit. Nici o altă amplificare a termenului a cu un b mare, cu o altă cantitate finită, n-ar da infinit. a mic ori b mare nu dă infinit, doar a mic ori infinit, egal infinit. Dar s-a întâmplat ceva. De partea noastră în ecuație, în balanță a venit Isus cel infinit. Și în felul acesta Dumnezeu Tatăl poate să rămână uh, Tată iubitor și judecător drept, se poate împăca dragostea cu dreptatea prin faptul că Isus Hristos este Dumnezeu. Dacă spunem că Isus nu este Dumnezeu, nu este infinit, uh, uh, omul nu poate fi salvat și nu poate să fie mântuit așa cum deja am argumentat. Mântuirea este posibilă numai prin credința în Isus Hristos. Dumnezeirea lui Isus este motivul pentru care El este singura cale de mântuire. Dumnezeirea lui Isus este motivul pentru care El a proclamat, citat din Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și să mai adăugăm un singur argument în cele din urmă. În Apocalipsa, un înger l-a învățat pe apostolul Ioan să se închine numai lui Dumnezeu. Verificați în Apocalipsa 19 cu 10. Ori, în mai multe locuri din Scriptură, Iisus primește închinarea. Matei 2 cu 11 sau 14 cu 33, Matei 28, versetele 9 și 17, Luca 24 cu 52, Ioan 9 cu 38 și multe alte locuri. Isus nu a interzis niciodată oamenilor să-i se închine. Dacă Isus nu ar fi fost Dumnezeu, el ar fi spus oamenilor să nu-i se închine după cum a făcut încerul din Apocalipsa, care a cerut să nu-i se închine Ioan. Dumnezeu să ne lumineze, să ne ajute să acceptăm și să credem adevărul cu privire la adevărata identitatea lui Isus Hristos Mântuitorul Lumii și acceptând această realitate a identității Lui, crezând în El, încrezându-ne în El să avem viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumim că ne-ați urmărit.